Incendiu puternic aseară în centrul Craiovei. Mai multe clădiri din piața veche au luat foc. Flăcările au fost observate în jurul orei 20:30 de către trecători, care au sunat la 112. Pompierii s-au luptat mai multe ore ca să stingă incendiul, mai ales că flăcările amenințau să se extindă și la o clădire de birouri din zonă. După aproximativ 3 ore, incendiul a fost lichidat. În urma acesteia a ars acoperișul confecționat din lemn cu învelitoare din țiglă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, materiale combustibile, carton, materiale textile mobilier, din 5 standuri aferente halei, cauza probabilă a incendiului fiind un foc deschis în spații închise. La stingerea incendiului au participat 25 de pompieri cu 5 autospeciale.